Consiliul Județean Suceava a anunțat că vineri, pe 1 martie 2024, Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru drumul de mare viteză Suceava-Siret, parte din autostrada Moldovei. Secțiunea Suceava-Siret, cu o lungime totală de 55 de km, are profil clasic de autostradă pe primii 26 de km, iar pe ceilalți 29 de km se trece la profil de drum expres. Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic sunt realizate de Asocierea Search Edges, iar termenul de predare este ianuarie 2025, prelungit după 18 acte adiționale față de termenul inițial, care era în octombrie 2022. Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur declară următoarele. Așa cum am obișnuit opinia publică din județul Suceava, continui să vă informez cu privire la autostrada A7, în special tronsonul Pașcan-Suceava-Siret. Astăzi s-a emis acordul de mediu pentru tronsonul Suceava-Siret, o piesă extrem de importantă, pentru că a depins și de acordul Ucrainei. Acesta este un proiect transfrontalier, deoarece există o porțiune în apropierea Ucrainei, pe un pod peste râul Siret pentru care este necesar acordul statului vecin. Am făcut demersuri către omologul meu, domnul Ruslan Zaparaniuc, rugându-l să ne sprijine în obținerea acestui acord. Se poate observa că nu este deloc simplă aprobarea unei documentații pentru o astfel de lucrare. Așa cum stau lucrurile astăzi, în primul semestru al acestui an, sperăm ca procedurile să permită scoaterea la licitație a tronsonului de autostradă Pașcani-Suceava-Siret.